Lumea filmului e în Un celebru producător, iubit de o mulțime de actori, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Cel care a confirmat trecerea acestui an neființă a fost chiar tatăl lui, prin intermediul unei declarații făcute duminică seara. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită. Prietenul apropiat al lui Turen, Jai Penske, a spus între timp că, în ciuda numeroaselor realizări ale producătorului la Hollywood, cel mai mult el iubea să-și petreacă timpul în compania familiei și a prietenilor săi. Moartea lui Kevin Turen survine la trei luni după moartea actorului Euforia, Angus Claude. Turen s-a născut pe 16 august 1979, în New York City. A studiat la Universitatea Columbia, absolvind cu o diplomă în engleză și studii critice de film. A devenit un nume cunoscut în urma muncii sale la emisiuni de televiziune celebre precum Euforia și Idolul. Dumnezeu să-l odihnească în pace!